piersicul a început să a înflorit și florile sunt frumoase, s-au dezvoltat, albinele își fac datoria, dar problema este acum să timpul să nu mai vină frig, îngheț barem nici să nu pomenim de el, că ne strică absolut. După cum v-am explicat și mai înainte, la cais sunt cam compromiși. Săptămâna trecută temperaturile au scăzut mult pe timpul nopții în unele zone din Oltenia, fiind chiar negative. Au fost chiar dimineți când pe plante s-a depus brumă și asta a avut efecte în special asupra pomilor fructiferi. N-a căzut într-o dimineață, că dacă căzea într-o dimineață era altcumva. Dar a căzut în o săptămână de zile aproape. În special la cași, tot ce a prins bruma cu floare, tot a dăunat. Viile nu sunt date ca să le afecteze, dar cred că o parte din pomi. Cum ar fi cai și care flori s-au desfăcut. Faptul că a fost mai frig noaptea i-a afectat. Da, i-a afectat că au fost înflorite. Temperaturile oscilante au avut efecte și asupra culturilor de toamnă și lucrărilor la care trebuie supuse. Lucrările de întreținere a celelor de toamnă, vreau să spun că suntem întârziați, cât și de începerea de înființare a culturilor de primăvară, iarăși avem o întârziere, dar în general, culturile care sunt răsărite, vorbesc de cele de toamnă, arată foarte bine. Tot secretul este dacă metabolismul plantei biologic a avut de suferit datorită acestor amplitudini. Asta o să o vedem ceva cu ochiul să vede, dar o trece și la niște analize din astea, că sigur s-a întâmplat ceva. Vremea frumoasă ce se anunță în următoarele zile e mană cerească pentru agricultori care se bucură că pot începe lucrările de sezon. Acum ce lucrări se fac la vița de vie? Tăiatul viței de vie și cam atâta. Se prezintă bine acum vița de vie? Stă da, pe măsura așteptării? A început să plângă, deci cum se zice în termen popular, a început să plângă, deci a intrat în vegetație completă. Dacă vremea va ține cu ei, la începutul lunii aprilie, agricultorii vor începe lucrările de însămânțare, dar și pe cele de erbicidare.